Salutare fraților și bine am găsit la un nou episod de Dead by Daylight. De data aceasta ne aflăm pe mapa Chano Pren Asylum sau Crotus Pren Asylum și să sperăm că reușim să câștigăm. Jucăm împotriva unui killer foarte lăguit, ca întotdeauna, pentru că jocul acesta a devenit așa. Ori ai lag, ori nu ești jucător. Și ce să facem? Să sperăm că o să câștigăm și noi. Nu știu unde este killerul și sper să nu vină după mine, pentru că în ultima vreme ați văzut și voi cât ghinion. Fucking hell. Aoleu, pe ce făcuși mă nene mă? Ala, by the way, am văzut câte ore avea killerul acesta în Dead by Daylight și avea 38 de ore. Văd că a luat pe cineva din greșeală, nu știu cum, dar în fine, acolo e cineva care se ascunde. Nu ne pasă. Nu mergem să jucăm cu el pentru că are lag și, mă rog, nu să jucăm cu el, Doamne ferește, să îl salvăm pentru că are lag killerul și nu mă risc. Nu vreau să mă risc. Dar se va întoarce aici, presupun, cred. Și a pus un offering de la care nu se vede, gen, e privat și nu știu dacă este Mori sau dacă este să te dea separat. A fi plecat acum sau campează? Cred că campează. Hai, salut, păi ce ai făcut, mă, nene, mă, te-am auzit. Hello. Hello, from the other side. Che pasa? Uite un generator aici. Vino după mine, my friend. Run, run for your life. Și jucăm cu un amic de-al meu numit Chris, pentru că de ce nu? Ne mai ajută și el în caz că murim. Mă rog, nu murim, suntem pe hook. Dacă mai trăiește, dacă nu moare primul. Ha. Și tipul ăla campează grav de tot din câte văd. Sper să nu fiu prins. Chiar sper să nu fiu prins. Ok, deci l-a campat grav de tot, acum se va duce după altcineva și sper să nu fie eu, persoana mea. Holy shitus. E clară treaba, să nu vină după mine. Unde te-ai dus, mă nene, mă? A, ești acolo. Păi e bine așa. Te duci înăuntru, e perfect. E perfect. Numai aici să nu vii. Ca să vadă și ea unde este killerul. Să știm toți unde este. Ca să nu ne ia pe surprins. Pe neașteptate, pentru că e killer bulangiu, e Billy cu lag. Și nouă nu ne plac Billy cu lag. Unul cu lag e de ajuns, dar aminte doi. Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Aha, deci ai plecat de lângă mine. Nu mă mai vrei. E bine așa. Holy shitus. Man, păi tu nu mă vrei pe mine. Doamne ferește, cum să mă vrei pe mine? Pleacă de aici. Pleacă. Pleacă, nu mă vrei pe mine, pleacă. Hehehehehe, ce-ai făcuși, mă, nene, mă? Ce-ai făcuși, mă, nene, mă? Ideea e când... Habar n-am unde e poarta, da? E bine. Ah,
Aici o poartă, cred. Sper. Și cineva o deschide și mai perfect. Haide, nenea. Haide, please, please, please. Holy shit. Holy shit. Ce m-a ratat. Ce m-a ratat, holy shit. Ok, fraților. A fost intens. A fost intens. Dacă ne prindea, vai de pielea noastră, vai de... vai de megușorul nostru. Pateu ne făcea. Pateu ne făcea. Ok, Odin Freyr, rang 13, un singur perk de aia campa. 4000 de puncte, e ok, haideți să vedem ce face și Chris. Așa. Ok. Să vedem ce face și el, fraților. A rămas singur, săracul. Așa. Haide, Chris, știu că poți. Știu că poți, Chris. Așa. Perfect. Însă, fraților, eu o să mă mai uit ce face el, iar între timp voi pune pauză și vom intra direct în meciul următor, ca să nu vă mai plictisiți cu chestia asta. Ok, fraților, și am revenit, suntem pe mapa Crotus Spren Asylum din nou. Și ideea este că i-a luat prietenului meu vreo 7 minute ca să scape de killer, pentru că îl campa la poartă. Adică nu pe el, dar campa singura poartă care era deschisă și era destul de amuzant. Adică nu putea să meargă și era foarte amuzant. Ok. Este trap-ul și e mai bine, pentru că m-am săturat de Billy. Deci pe unei, fraților, toate jocurile de astăzi au fost cu Billy. De-abia am dat de ceva diferit. Și, na. Ok, și tipul ăsta nu are lag. În sfârșit, mulțumesc lui Gabe încă. Mi-a dat pe careva care nu are lag. Uite-l, uite-l. Păi, ce ai făcut, mă nene, mă? Crezi că nu te-am văzut? Te-am văzut. Uuu, capcane, iam-iam. Iam-iam. Așa, deci... Te-ai decis că practic nu mă găsești, nu? E bine așa. Aha, deci vrei să pui o capcană acolo? S-a luat o capcană, a luat o capcană. Bun. Bun, deci practic nu vrea să vină după mine. Nu m-a văzut, e perfect, fraților. N-am nicio problemă cu chestia asta, noi facem aici un speedrun, chestii, chestii. Nu ne pasă de bau-bau. Ok. Am mers cumva în partea aia. Așa. Bun, 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 bun. Hai că nu ne vede pe noi direct aici, fraților, da? Probabil s-a ofticat grav de tot că a fost pe acolo și nu m-a văzut. Sunt gen ninja. Ninja skills, chestii, chestii. A, da, am... am Calm Spirit 2, dar tot spoară ăștia pe aici. Că-s cerbulangii.
Ok, mai avem aici un generator, haideți să-l facem și pe ăsta și facem un speedrun de la șmecher de tot. Și practic nici măcar n-apucă să găsească pe unul și noi deja am terminat. Așa, și fraților, ca să știți și voi, vor fi câteva episoade un pic mai outdated pentru că săptămâna viitoare, după cum știți voi, nu voi fi acasă, deci nu voi putea pune episoade și nici live-uri, adică voi pune episoade, dar făcute cu o săptămână în avans. Dar voi pune episoade cu o săptămână în avans, deci ca să știți și voi, în cazul în care nu v-ați uitat la live-uri. Ok. Perfect. S-ar putea să răspund la comentarii pentru că voi putea vedea comentariile, însă nu voi face live-uri din păcate, deci e nasol. Să vedem cum merge treaba și fără live-uri, sunt curios, sunt destul de curios. Așa, mergem aici să deschidem și noi poarta pentru că n-a pus nimic ca... Oh da, avem saboteori 3. Aha. Bun, deci dacă deschidem poarta putem să mergem și noi să sabotăm aici. Fain frumos și poarta merge mai repede din câte văd. Șmecher. Șmecher. Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Perfect, ce am ieșit, fraților? A fost un meci easy peasy lemon squeezy. Ok, deci am făcut punctele. A, n-am făcut destul de renca. Păi ce să faci, man, într-un meci așa de scurt? A ieșit și tipul ăla, niciunul n-a făcut destul de puncte, adică tipul ăsta s-ar putea să facă destule, însă în rest nimeni n-a făcut destule. A, dar și tipul ăsta, pentru că deschide acum poarta. Însă, fraților, haideți să dăm și noi un leave și probabil vom încheia și noi episodul aici, pentru că am făcut două meciuri și vom lăsa episodul acesta la două meciuri, chiar dacă a fost destul de scurt, îmi pare rău, însă n-am avut ce face. Deci, nu uitați să dați și voi acolo un like, fraților, pentru că aș aprecia și eu să văd cât de mult vă plac vouă episoadele de Dead by Daylight. Și nu uitați să dați și voi un share, pentru că m-aș da extrem de mult, fraților, să ajungem și noi cât mai sus. Iar în cazul în care nu ați dat deja, nu uitați să dați și voi acolo un subscribe, pentru că nu vă doare mânuța. Și până data viitoare, bye bye!